De departe, cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor este aceea de a-i auzi glasul. Noi fiind coroana creațiunii Lui, nu ne găsim liniștea până când îi vedem chipul. De la Adam încoace, tot ce s-a născut, s-a născut separat de fața lui Dumnezeu. De aceea, toți oamenii au nevoie urgentă de Dumnezeu, pentru că niciun om nu se naște în prezența lui Dumnezeu. În dorința noastră de a liniști apele ființei noastre, alergăm bezmetici, având impresia că dacă obținem anumite realizări în plan profesional, material, social, ne-am găsit liniștea. Și apoi liniștea e tot mai departe și tot mai departe. Când nu ne-am mai găsit liniștea, a venit cerul la noi. Despre Domnul Iisus Hristos, autorul epistolei către evrei, în capitolul 1, începând cu versetul 1, ne spune despre Domnul că după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Dar cine este Fiul? Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, Fiul, adică, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. El care a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. El este oglindirea slavei și întipărirea ființei lui Dumnezeu. De aceea ființa noastră nu-și găsește liniștea până când nu vede chipul și oglindirea slavei lui Dumnezeu. În baza acestei realități, Apostolul Petru zice în Fapte 4:12 că nimeni altul nu este mântuire. Adică liniștea inimii noastre, potolirea setei noastre, nu vine, pot să particip la cele mai extraordinare programe. Liniștea va veni dacă în seara aceasta îi vei vedea chipul. Te vei lăsa pătruns de frumusețea lui Dumnezeu. Despre asta sunt serile de evangelizare. Ele sunt despre celebrarea puterii Evangheliei lui Dumnezeu. Ele nu sunt un spectacol. Oamenii care vin nu vin să-și etaleze calități artistice sau oratorice. Vrem doar să vedem oglindirea slavei și întipărirea ființei lui Dumnezeu. După ce am plecat din Eden, dorul nostru a fost să mai vedem încă o dată fața aceea care în fiecare zi se prezenta în prezența celor doi oameni. Ceea ce traversăm noi astăzi este impactul de moment. Societatea noastră a pierdut lecția, dacă vreți, a rămas discursul și suntem afectați doar afectiv, dar dispare lecția și de aceea nu avem parte de ceea ce numim metanoia, de schimbarea minții. Adică este starea aceea de moment în care ești extrem de impactat de discurs, dar când se termină, nu știi, care e lecția? Ce voi face după? Ne rugăm în seara asta pentru un cuvânt venit din cer. Un cuvânt al lui Dumnezeu care să atingă inimile noastre. De obicei, seriile de evangelizare sau zilele de evangelizare trebuie să fie extrem de simple și foarte concrete. Aș vrea când pleci de aici să începi o altfel de alergare. Să fie un an rodnic, o alergare bogată. Sărăcia noastră, așa cum spuneau frații,
vine tocmai din faptul că ne tot uităm la alte oglindiri și reflexiile acelea apoi se întipăresc în ființa noastră și suntem o manifestare a lor. Să nu uitați că noi suntem o manifestare a celui care ne stăpânește. În Marcu, capitolul 5, este un bărbat care e stăpânit de o legiune de demoni și bărbatul acesta avea un anumit tip comportamental. Era prieten cu morții, își avea locuința prin morminte. În loc să fie agreabil, plăcut, oamenii se temeau să meargă prin locuri unde era el. Își făcea rău, sieș. Dar apoi bărbatul acesta ajunge sub influența oamenilor. Zice că oamenii l-au legat. L-au legat cu obez și cătușe. E tot ce pot să facă oamenii. De aceea n-ar trebui vreodată să te uiți la ei. Să treci dincolo de limitarea condiției umane. Să vezi mai mult de atât. Într-un târziu, când ajunge sub influența Domnului Hristos, Biblia ne-l descrie ca fiind un om liniștit, îmbrăcat, sănătos la minte. Așa arată oamenii sub influența Domnului. Nu-i așa că te uiți la câte unul și când vine la biserică seamănă cu ăla din Gadara? Dacă e un om mai mult dezbrăcat de pildă decât îmbrăcat, ăla e din Gadara. Că oamenii normali știu, nu trebuie să le spună niciun comitet cum să se îmbrace, să îmbracă ei de capul lor. Dar dacă noi suntem o manifestare a celui care ne domină, te uiți la comportamentul lui în trafic, te uiți la comportamentul lui în biserică și zici, oare cine îl stăpânește pe omul ăsta? Mă rog în seara asta să ne dea Dumnezeu puterea să rămânem smeriți la picioarele Lui. Eu numai ce am plecat din Oradea ieri și m-am întors astăzi. Cumva fratele Liviu mi-a aruncat așa o momială și nu mi-a spus tot adevărul. Dar nu-l pot nici acuza că nu l-am întrebat. Mi-a zis că numai una din astea două duminici îmi pot alege. Eu abia după două luni am aflat că aveți toată săptămâna. Eu am crezut că numai duminica faceți, că mă alegeam luni. Dar eu am înțeles din mesajul care mi l-a scris că e numai duminica. Zic că, uite, ori aia, ori aia, care vrei tu alegeți? Eu deja m-am lăsat periat și am zis că mă aleg prima. Când colo puteam să mă aleg marți, miercuri. De fapt, nici n-am descoperit eu, unul din băieții mei mi-a zis, dar tu tot duminica trebuie să pleci de la biserică. Și am zis, da, dacă fac numai duminica, frate, cum tot numai duminica? Toată săptămâna au. Atunci am zis, ei, frate Apolzan. Dar acum istorie deja, fratele. Acum deja suntem obligați să ne uităm în cuvântul desăvârșit al lui Dumnezeu. Am să vă citesc câteva versete din epistola lui Pavel către Filipeni. Iată ce zice, haideți să ne ridicăm să le citim. Zice Filipeni, capitolul 3 și versetul 13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel, zice Domnul. Amin. Veniți să vă așezați. Așadar, suntem foarte interesați de lecție, nu de discurs. Iar lecția am intitulat-o o alergare încununată. Adică, din momentul în care ne naștem, începem o alergare. Alergarea aceasta se va finaliza cu un moment de premiere.
Indiferent ce formă religioasă vei adopta, alergarea ta se va sfârși cu momentul acesta al încoronării. Și de aceea apostolul Pavel zice că omul este rânduit să moară o singură dată și apoi vine momentul acela. Dacă momentul premierii ar fi în seara asta, dumneavoastră ați luat premiu. Știți, când te duci într-o sală de curs și intre pe ele, tu iei premiu. Și deodată băiatul ăsta zice, eu la două materii corigent și în celelalte pe linie cu 4-50. Ce te aștept să ia băiatul ăsta sau fata asta? Ar putea copilul ăsta să se gândească, am totuși o dirigintă sau un diriginte grozav. Suntem foarte buni prieteni și mi-o zis că îmi dă premiul întâi cu coroniță. Găsiți așa ceva? Dumneavoastră ați luat? Aș vrea să vă spun trei adevăruri despre alergarea asta încoronată. Nu că ar fi doar trei adevăruri, dar din pasajul acesta o să încercăm să ne uităm la trei adevăruri fundamentale despre alergarea asta încoronată. De ce e credibil apostolul Pavel? E credibil din pricina felului în care și-a sfârșit el însuși alergarea. El zice în 2 Timotei, capitolul 4 cu 6, vorbind despre finalul alergării lui. Zice că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. De-a lungul alergării m-am luptat lupta asta bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Acum să înceapă festivitatea, zice el. Mă așteaptă cununa. Aflăm despre cunună că e o cunună a neprihănirii. Și cununa asta mi-o va da în ziua aceea Domnul. Iar Domnul este judecătorul cel drept și o dă tuturor celor ce iubesc venirea Domnului. În fapte, capitolul 9 a început alergarea. Înainte să înceapă alergarea asta a apostolului Pavel, avea o alergare haotică. Avea sentimentul acela că deține adevărul absolut. Și că oricine nu seamănă cu el, un soi de pata lui Procus, ești prea scurt, te întindem, ești prea lung, te tăiem. Musai să intri în formă. Oricine nu se potrivea cu el era legat, adus, executat, condamnat. Dar pe drumul Damascului, zice Fapte, capitolul 9, s-a întâlnit cu mielul lui Dumnezeu. Și din momentul acela a început o alergare. El a știut că alergarea asta e contra cronometru și a știut că e o alergare pe viață și pe moarte. Și când te uiți cum finalizează alergarea, ești și tu și eu curios și ai vrea să ai și tu finalul acela. Ai vrea la capăt de drum să spui, să ai certitudinea aceea, mă așteaptă cununa. Dar ne așteaptă? În teologia populară românească, să zice, nu știi nimeni. Am văzut și printre pocăiți oameni de genul ăsta. Oameni care nu știu. Deși întotdeauna apostolul Pavel a operat cu certitudini, nu cu probabilități. Pavel totdeauna spunea, sunt bine încredințat, știu, sunt convins, știu asta. Dumneavoastră știți? Noi spunem în cântare, eu nu știu dar ce va fi mâine. Și am observat că deși nu putem ști ce va fi mâine, îi un interes înspăimântător pentru ziua de mâine. El nu ne-a promis că ne va divulga secrete despre ziua de mâine, dar ne-a spus, fii sigur că dacă mâine trăiești, sunt cu tine. E de ajuns. Asta se numește în Biblie umblare prin credință. Noi am zis, da, da, parcă am vrea și să știm ce-i mâine. Nu e important să știi ce-i mâine. Important este să ai convingerea asta că dacă mâine răsar zorii și trăiești, el o zis, eu sunt cu tine. Asta nu înseamnă că te vei vindeca mâine, asta nu înseamnă că dacă e cu tine toate merg cum ai vrea tu,
Și asta înseamnă că este cu tine. Și atât. Vii de ajuns? Dumneavoastră știți, în urmă cu 20-30 de ani cântam noi o cântare, când de ajuns mie, Doamne, oare doar cântam sau chiar ne era de ajuns? Când ne-ar fi de ajuns cuvântul, harul, iubirea Lui. Adică în ceea ce numim în teologie suficiența harului. Tu ne ești de ajuns. În psalmul 23, ce zice psalmul 23? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și cum traducem noi asta? Noi românii cum traducem și nu voi duce lipsă de nimic? Dumneavoastră cum traduceți? Adică să căutăm câteva sinonime, să traducem asta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Adică vom avea, da, asta zice Biblia. Nu. Biblia zice, Domnul este păstorul meu, El îmi este de ajuns. Că nu poate să fie ce-ți dă mai mult decât însăși prezența Lui. El mi-e suficient. Adică seara asta când vă duceți acasă, e mai valoros să vă duceți cu Cel ce dă toate darurile decât să vă duceți cu darurile. Mă înțelegeți? L-am vrea acasă. De asta zice Iair în Luca 8, zice, Doamne, hai până la noi acasă. Nu la biserică, la evangelizare. La noi acasă. Dar ce-i la voi acasă? La noi acasă e moartea. Hai că în sinagogă arătăm bine, dar hai să ne vezi acasă, zice. Iair avea o fetiță care trăgea să moară. Ba mai mult, când să se îndrepte spre casă, o femeie cu o boală deja cronică s-o atins de el și o mai întârzia, Domnul, și când se plece spre Iair, o venit unul din casa lui Iair și o zis, nu mai deranja pe învățătorul că fata o muri de tot. Ce zice Domnul Iisus? Care de aici n-am vrea să se uite în ochii noștri seara asta? Inima ta amărâtă, duhul tău zdrobit, prăbușire totală. Și Domnul să spună, nu mă crede. E tot ce trebuie. Nu trebuie să știi, trebuie să crezi. Așa că, temător, au început să pășească spre casă. Și când au ajuns acasă, casa era plină de bocitori. Și au zis, voi, afară. Și ceilalți care stau ca simpli spectatori. Și-au rămas părinții, și-au rămas Petru, Iacov și Ioan, și în prezența lor Domnul a rostit celebrele cuvinte, Talita cumi. Fetițo, scoală-te! Dar acum înțelegeți de ce El e valoros. Este cântarea aceea a bunicilor mei cu Iisus, vreau să stau de vorbă atunci când suntem numai noi. Să-i spun ce n-am mai spus la nimeni. Dacă dumneavoastră ați fi numai cu El în seara asta, ce i-ați spune? Te rog să încerci că poți să fii numai tu cu El acum, să-ți lași tâmpla ta obosită pe umărul Lui. El nu te-ar condamna cum facem noi oamenii, să-ți lași tâmpla obosită pe umărul Lui, că El știe că e credința ta goală și pocăința ta ieftină. El îți știe prăbușirile și masca de fațadă. Dacă te-ai lăsa obosit, cum stătea Ioan de mult, pe pieptul lui, tu ai începe o alergare în seara asta, cum n-ai mai avut, ar fi o alergare încoronată. Primul adevăr despre alergarea asta încoronată este rațiunea alergării. Adică pasajul acesta zice, apostolul Pavel zice, fraților, nu cred că am ajuns la premiu. Nu cred că l-am apucat total pe Hristos. Dar fac un singur lucru. Care e ăla? Alerg. Dar care e rațiunea alergării? Premiu. Zice, eu nu alerg pentru că mai aleargă și tata și mama.
Eu nu alerg pentru că la Betel mai aleargă încă 1000 de oameni. Nu, nu asta e rațiunea alergării. Zice apostolul Pavel, pentru mine alergarea, rațiunea alergării a fost premiul. În 2 Timotei 4, el dezbate premiul în termenii cunună. Și este ceea ce e dincolo de ce se vede. Și acum, seara asta, poate că te întreb, oare eu de ce nu văd nimic? Știi, stai la evangelizare sau stai la o slujbă oricare și începi și predici despre cer, despre revenirea Domnului, despre împărăția lui Dumnezeu. Și se uită și alții și nu văd nimic. Și te întreb, oare cum e posibil? Este în 2 Împărați 6, Ben-Hadad, împăratul Siriei, era în război cu Israel. Oficiul profetic era deținut de Elisei în vremea aceea, el locuia în Samaria. Și Ben-Hadad și-a dat seama că cineva îi divulgă toate planurile de război. A făcut un consiliu de război și a pus următoarea întrebare, zice, cine-i turnător între noi? Și un înțelept de la curte îi zice, nu-i nimeni la noi, dar e cineva la ei. Îi cineva la ei în tabăra adversă, tabăra evreilor, care știe ce gândești tu în odaia ta de somn. Și zice, vă duceți, îl prindeți și îl aduceți la mine. Și au înconjurat seara Samaria. Primul care s-a trezit în următoarea dimineață a fost slujitorul omului lui Dumnezeu, cel mai probabil Gehazi. Și când s-a trezit Gehazi și s-a uitat de jur împrejur și a văzut carele de război ale lui Ben-Hadad, o exclamat următoarele cuvinte, ah, Domnul meu, ce vom face? Ce zice Elisei? Elisei zice, Doamne, deschide-i ochii. Deschide-i ochii să vadă. Să vadă ce? Să vadă ce nu se vede, numai dacă îți deschide Dumnezeu ochii. Că dacă eu în seara asta vorbesc despre premiu, dacă în seara asta vorbesc despre destinație finală și nu-ți deschide Dumnezeu ochii, nu vezi. Și te întrebi în adunare de ce unii pocăiți aleargă cum aleargă. Oare de ce nu croiesc cărare dreaptă? De dimineață spuneam la biserică la noi, când un om nu e îndrăgostit de Hristos, nimic nu-i ajunge. Când ești în biserică și tu nu te-ai îndrăgostit de Hristos, apoi toată viața ta tot cauți. Corul ăsta zice, nu știu, că ta mă obosește și nu mă zidez deloc în biserică, că nu ești îndrăgostit de Hristos. Și predicatorii ăștia mă termină, mă gata de pe lume. Că nu ești îndrăgostit de Hristos. Când ești îndrăgostit de Hristos, știți, când eu consilez familii în consilierea asta premaritală și mai ales cei care se căsătoresc foarte repede, îi întreb, dragilor, dar voi din ce o să trăiți? Deci am uitat să vă spunem, frate Marcel, noi ne iubim. Păi și unde o să stați? Vai, zice, dar păi noi ne iubim. Adică cei? Totu-i numai asta. Dar te uiți în adunare, te uiți la alergarea lui și te întrebi, oare de ce nu croiește el cărare dreaptă? Știți de ce? N-are nimic înainte. N-are nimic înainte. Zice despre Domnul pentru bucuria care era pusă înainte. Îți sper convins că sunt prieteni în seara asta aici și ar vrea să se desprindă și să se pocăiască. Dar nu poate lăsa ce are în mână dacă nu vede ceva înainte. Și de aceea ne rugăm, Doamne, deschide-ne ochii. Să vedem ce nu se vede. Oamenii n-au nevoie de un discurs ca să fie afectiv impactați. Oamenii au nevoie de o lecție. Și marea lecție este că rațiunea alergării îi premiu. Rațiunea alergării nu e acum și aici să o obținem noi de toate. Am observat că în noua cultură a creștinismului modern, credința a fost transformată într-un dispozitiv care face valea asta confortabilă. Numai te doare ceva în coste vreo lună, zice, doar trimite la grup de rugăciune, că te rezolvăm imediat. Bine, poți și te rezolva, că poate că e gata, îți cântăm prohodul. Dar de unde până unde, dragii mei, că toți trebuie să se vindece? Cine o zis asta? Mulțumim pentru puterea rugăciunii, dragii mei. Și mulțumim că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ, El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Dar rațiunea alergării nu-i vindecarea mea, nu-i valea asta confortabilă. Nu de aceea alerg alergarea asta ca să-mi dea Dumnezeu ce vreau. La urma urmei, rolul credinței nu-i să facă valea asta confortabilă, e să facă valea cu putință de trecut.
și veșnicia confortabilă, dragii mei. Dar a apărut un nou val, un nou curent. Tot felul de denumiri, cum că vechile cărări, cum că dacă ești sărac, de aia ești sărac, că nu ești credincios. Dar păi numai uitați-vă în Evrei 11:35. Folosesc versetul 35 pentru că e un punct de inflexiune în text. Adică până aici am tot venit prin credință, prin credință, tot s-au vindecat morții și uitați ce zice, femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Apoi punct și virgulă, adică ce ne spune? Vezi că ce urmează e tot prin credință, asta ne zice. Numai că e o schimbare de registru. Zice că unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Cum au fost chinuiți? Prin credință. Alții au suferit batjocuri prin credință, bătăi prin credință, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie. Au pribegit îmbrăcați cu cojoace, în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică, zice Scriptura. Au rătăcit prin pustiul, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Cum? Prin credință. Dumneavoastră, care listă din astea două ați alege-o? Aia cu tăiați în două cu fierăstrău sau aia cu șoprimi morților în viață înapoi? Nu vă lăsați înghesuiți de smerenie acum să ziceți, da, nouă aia cu tăiați în două cu fierăstrău ne place. Spun asta numai ca să vă atrag atenția asupra unui falsități a creștinismului modern. Rolul credinței, dragii mei, nu-i să facă tot ce îi spunem. Rolul credinței îi să ne dea puterea să ne plecăm capul și să spunem totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Aici e Everestul credinței, dacă vreți. Deci credința, rolul ei nu-i să... Rațiunea alergării este tocmai premiu, cununa, coroana, răsplătirea. Sau, ca să-l citesc pe Domnul în Ioan 14, mă duc să vă pregătesc un loc, după ce mă voi duce și vi-l voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Asta e rațiunea alergării. Și când stai cu privirea acolo, nu te împiedici de chiciurile de aici. Treci peste ele, nu-i bai că s-a uitat cineva cum nu trebuie la tine. Nu-i bai că n-ai avut loc la evanghelizare. Nu se întâmplă nimic când ești cu privirea acolo. Dar dacă ești cu privirea aici, atunci fiecare șicană în trafic devine devastatoare pentru tine. Că noi suntem o generație care n-am avut probleme. Și dacă n-am avut probleme, fiecare mușuroi ni se pare un munte. Aoleo, ce ni s-a întâmplat, zice. Nu-ți vine să crezi, să vezi sora cum a vorbit, zice. Noi vorbim de moartea Domnului Hristos, de oameni tăiați în două cu fierăstrău, noi vorbim de oameni care au pribegit în crăpăturile pământului și tu ce vii să-mi spui? Vi s-a întâmplat, nu? La fratele lui Hristos să vină cineva să zică, nu mai vin, că ăla s-a uitat, am văzut în ușă, Doamne ferește cum s-a uitat la mine. Uneori le spun fraților, dragul meu, suportă-l astăzi, că s-o fi certat cu nevastă sau pe drum să-l biserică. Să nu negați că nu e adevărat. Eu nu vă cred și dacă orice ați zice. Și acum e amărât, inima lui e amărâtă. Înțelegeți astăzi. Dacă s-a mai repetat o dată de două ori, mă duce și sta de vorbă cu el, dar sunt ferm convins că n-are nimic cu tine personal. De ce vezi chestii? Rațiunea alergării este destinația aceea finală. Premiu mă interesează, zice Apostolul Pavel. De asta am suportat 40 de lovituri fără una, am suferit din pricina fraților mincinoși, de asta te chem la alergare. Te rog să intri pe pista asta a cerului. Rațiunea alergării nu-i bine nevremelnic. Este confortul acela veșnic. Este afirmația aceea, eu mă culc și adorm în pace. Nu-i pacea aceea nesimțitului, dragii mei, care s-a certat cu toată biserica și dorme. Nu despre pacea asta. E vorba despre pacea aia din Roman 5:1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, știți ce avem? Pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. E liniștea aceea eternă, că cel mai grav conflict, conflictul între om și Dumnezeu, ăla edenic, ăla s-a rezolvat prin Hristos. Și rațiunea alergării îi premiu. În capitolul 12 din Genesa apare pe scenă Avram. Totdeauna m-am întrebat dacă Avram o fi fost în Șinear. În vremea turnului Babel o fi fost și Avram. Nu știm cât timp a trecut din 11 până în capitolul 12. Așa în secvența textului, 12 urmează după 11, dar
o fi fost, câți ani o fi trecut, cât timp o fi trecut. Dar capitolul 11 îi turnul Babel. Propunerea care și-au făcut-o la turnul Babel îi să-și zidească un turn. Dar nu turnul era problema, faptul că au vrut să-și lege numele de el. Adică să-ți legi numele de realizările personale. Și Dumnezeu le împrăștea planurile și imediat în capitolul 12 Dumnezeu face o chemare lui Avram. Dacă aș sintetiza chemarea, aș spune: Avrame, lasă-mă pe mine să-ți fac un nume. Genesa 12 cu 1, Avrame, ieși din țara ta, ieși din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume. Și ce nume i-a făcut? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Ce n-aș da să zic? Că da, eu-s Dumnezeul lui Marcel Bota. Ce n-aș da? Ăsta e un nume care rămâne. E numele bun despre care se vorbește în Biblie. Că un nume bun e mai de dorit decât un de lemnul de preț mirositor sau o bogăție mare. Ăsta e numele bun, e numele care e legat de Dumnezeu. Că e numele care rămâne. Alealalte, apă de ploaie. Și din 12 până în 25, unde moare Avram, avem istoria afacerii unui nume. Zice că atunci când Dumnezeu l-a chemat, Avram a făcut așa. Oare cum i-a putut? Oare de ce noi în seara asta nu putem părăsi domeniile noastre și să începem alergarea asta lui Avram și să alergăm 100 de ani, la 75 de ani a venit Avram în Canaan și a murit la 175 de ani, cu 50 mai mult decât țara, 50 și chiar, umblat 100 de ani prin Canaan. Și apoi se zice despre el când a murit, că a murit după o bătrâneță fericită, sunt antagoniste afirmațiile, că noi românii ce zicem despre bătrâneță? Bătrâneță? Haine rele, ați auzit expresia asta? Cum să zici bătrâneță fericită? Că e contradicție în termeni. Dar uitați că poate fi bătrâneță fericită. Dacă interpretăm fericirea în termenii lui Dumnezeu. Nu vă întrebați cum oare a părăsit Avram toate? Unde privea el? La ce se uita el? Noi nu mai avem nimic în Genesa, dar avem un comentariu despre Avram în Evrei 11 cu 8 la 10. Evrei 11 cu 8 la 10, Pavel reia ideea aceasta lui Avram, vrând să ne arate cum a operat credința în acest titan al credinței. Zice, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el aceleiași făgăduințe. Și auziți ce zice versetul 10. Iată cum se poate. El aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor e Dumnezeu. El se uita acolo în timp ce s-a dus la fiul lui Het. În capitolul 23 moare Sara, soția lui. Și când moare Sara, se duce la fiul lui Het și își asumă statutul de trecător și zice: eu sunt străin și venit. Înțelegeți? Sau e un regionalism prea pretențios, venetic, e în Bihor. Cum să, e de minune. Adică ea care-s veniți de la noi la voi, e venetici. Ca să ne înțelegem. Și Avram zice: eu sunt străin și venetic printre voi. Dați-mi un loc de îngropare să ridic moarta și să o îngrop. Ce zic fiii lui Het? Ascultă-ne, Domnule. Tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu pentru noi sau printre noi. Cum e posibil? Ce zic vecinii dumneavoastră despre dumneavoastră? O aflat că sunteți pocăiți? O aflat că suntem străini și călători? Sau li se pare că ați ieșit din aici și rădăcinile, ca la Gorun? Nu e așa că vorbim despre veșnicie și ne purtăm ca și cum am fi de aici pentru totdeauna? Umblând așa dând o roată prin Bihor, vi se pare că oamenii sunt în așteptarea veșniciei? Aveți sentimentul ăsta? Mai puțin. Seara asta facem abstracție denominațională. Aici nu mă adresez fraților ortodoxi sau catolici. Mă adresez baptiștilor, penticostalilor, fraților catolici, ortodoxi sau orice altă gândire religioasă am fi. Vrei o alergare încoronată, încununată? Rațiunea alergării trebuie să fie cununa în sine.
De asta alergăm. Nu alergăm pentru binele, să zice că Avram avea îndreptată privirea spre cetatea asta. Și de aceea nu s-a deranjat nici de fiii lui Het, nici de situațiile care erau prin Canaan, pentru că era cu privirea acolo și toată viața lui a alergat cu gândul la premiu. Și într-o zi a venit ziua premierii. Dacă ziua premierii vine seara asta, dumneavoastră să vă auziți numele? Noi și cântăm o cântare când se vor citi numele. Oare o fi? Noi fi? Dacă aș avea pretenția să fiu, pe ce să se bazeze pretenția asta? Deci o alergare încununată este acea alergare care are rațiunea aceasta. Premiul este rațiunea pentru care alergăm. Și de aceea nu o să mă deranjez de atitudinea celor din jur, nici de starea refractară a lumii în care trăim. Voi continua să alerg cu privirea îndreptată la premiu. Este sfatul acela pe care ți-l dă prietenul tău când te învață să mergi pe bicicletă. Ce îți zice ăsta? Unde să te uiți? E foarte enervantă invitația asta. Atunci când înveți pe bicicletă, nu-ți vine să crezi că cineva te roagă să-ți lași tu rota la care te uiți și te uiți înainte. Te mai uiți numai ca să-i fie lui pe plac, dar iar înapoi la roată. Când la roată, când în cap. Însă la un moment dat reușești să-ți ridici privirea din humă și te uiți la linia orizontului. E chiotul ăla de biruință. Gata. Merg singur. De ce? S-a schimbat rațiunea, s-a schimbat ținta finală, dragii mei. Și unii oameni aleargă nevoios și unii oameni nici nu pot alerga pentru că nu văd nimic dincolo. Am citit despre prima femeie care a trecut canalul mânecii în not, că după ce a trecut canalul mânecii în not, s-a aventurat să treacă de pe o insulă a Pacificului până pe coasta Californiei. Și a început ziua aceea, era o zi extraordinar de cețoasă, rece, Pacificul oricum e rece, și a început aventura. Și a notat 14 ore. După 14 ore, în ceața aceea densă, și-a anunțat intenția de a renunța. Nu mai pot, o zis. M-a pătruns frigul și neputința și nu mai pot. Și cei de pe embarcațiunile care o străjuiau au zis, nu mai poate fi mult, venim de 14 ore. Fata a renunțat. Când s-a urcat în bărcile care o străjuiau, și-au dat seama că mai era o jumătate de oră până la mal. La conferința de presă, fata a declarat că dacă ar fi avut posibilitatea să vadă malul, ar fi reușit. Dar dacă nu vezi nimic, cum să alergi? Stai așa și te întrebi, dar de ce să vin eu la cor, la repetiții? Și așa, dirijoarele astea sunt enervante, că știți, corul e unitate militară. Nu mergi și să te uiți în tavan și pe sub bănci. Deci, ca la mântuire, într-un singur loc te uiți. Și mergi în cadența corului, nu în cadența... Și stai așa și te gândești, da, chiar așa. Dar de ce? Că uită la ăștia prin sală, dacă vrea să uită în becuri, să uită sub bănci, pentru ce să fac asta? Asta gândește numai un om care nu se uită unde trebuie. Dar când ai onoarea să-L lauzi pe Dumnezeu, atunci zici, ce privilegiu. Nu dumneavoastră îi faceți hatârul să cântați, El vă dă onoarea să o faceți. Vă spun doar că dacă nu o faceți, ridică pe alții și vă scoate afară. Este un bărbat în Biblie, numele lui este Ilie, Ilie Tishbitu, nu avem foarte multe date despre el. El a activat într-o perioadă de recesiune economică și spirituală, sau spirituală mai întâi, care a generat apoi o recesiune economică, și bărbatul acesta, după o mare biruință, începe să se plângă. Și am fost plin de râvnă și am rămas singur și caută să-mi ia viața. Ce zice Domnul? Deci, în plină recesiune spirituală, mai am 7.000 de bărbați pe banca de rezervă, Ilie. Da, ți-am dat privilegiu ție. Dacă ai de comentat, vezi că trimit căruța după tine și te schimb. Și el o mai comentat odată și a venit căruța și a plecat.
Acum nu vă speriu, vă rog să cântați liniștiți. Eu spun doar că a-L sluji pe Dumnezeu e o mare onoare. Deci mai întâi rețineți rațiunea alergării. În al doilea rând, renunțarea alergării. Adică Pavel zice, dezlegat de trecut poți arunca, poți să te arunci spre premiu. Unii nu pot alerga pentru că n-au nimic în față. Alții nu pot alerga pentru că nu s-au desprins de trecut. Vrei și el să vină la biserică toată ziua, că-i vede pe frați. Vine și el o lună, două, un an, dar după aia nu mai poate, că el nu-i dezlegat de trecut. Îs legăturile alea elastice, le întind și apoi îl trag înapoi și iar le întinde și iar le trage înapoi. Pentru că nu te-ai dezlegat de trecut. Și Pavel zice aici, care sunt renunțările mele? Zice el în 3 cu 4, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dar eu toate alea le-am socotit ca o pierdere și ca un gunoi. Când m-am aruncat spre premiu, m-am desprins de trecut, că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Auzi oameni spunând, zice, la voi aș veni, la voi, mi-e foarte drag la voi, dar la voi nu-i voia aia, n-aveți voia aia, nu se poate aia elaltă. Noi n-avem nevoie, nu că n-avem voie. Adică nu depunem efort să nu bem, că nu ne trebuie să bem. Nu ne stresăm că să fim infideli, că am vrea să fie aici, mi-ar place o băută, zice. Nu, n-am așa, nu depun un efort, nu am asemenea plăceri. Nu mă atrag lucrurile astea. Nu-i nicio barieră, nu ne-o pus-o nimeni. De altfel, în toate întâlnirile de tineret în țară și în afară, cred că primesc întrebarea asta, frate Marcel, scrie în Biblie negru pe alb că n-avem voie să bem? Mă, voie parcă am avea, dar n-avem nevoie. Aia e problema. Cum poate un sfânt să întrebe, e voie să bem? Da, un bețiv întreabă dacă e voie să bem. Voie... Nu dacă e voie, dacă avem nevoie, să pune problema. Care-s renunțările? Păi Pavel zice, eu am renunțat la statutul meu social, la statutul meu spiritual. Am renunțat la orice, m-am desprins de trecut. Am renunțat la viciile alea, am spus nu păcatului, m-am dezlegat de mal ca să mă îndrept înspre premiu. Deci unii oameni nu pot alerga pentru că n-au nimic în față, dar alții nu pot alerga că nu s-au desprins de trecut. El e tot așa. Dați-mi voie să vă spun că un om când se pocăiește și mimica feței se schimbă. De asta acriturile n-au nicio treabă cu biserica. Fața aia, senină, am nevoie de ea. Vreau când mă uit la tine să mă liniștesc, nu să mă tremure. Că de asta când se uitau oamenii la Domnul, erau atrași de privirea Lui. Când Moise a stat cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți pe munte, când a venit, ceva din slava Domnului se transferase pe chipul lui Moise acum. Și acum Moise o trebuie să coboare între oameni, că acolo sunt nevoile, nu pe munte, nu aici. Trebuie să cobori între oameni. Și oamenii n-au nevoie de grimasele mele, dragii mei. Și o coboră Moise cu ceva din slava Domnului. Așa că oamenii nu s-au mai putut uita la el acum. Și Moise o trebuie să poarte ceva pe față ca să fie suportabil în adunare. Imaginați-vă că ați avea astfel de oameni. Câte unul afișează așa, câte o figură din asta, da? N-are, bineînțeles, nu contează. De acolo și proverbul ca sfântul iconă. Stă înțepenit. La noi în România sobrietatea e asociată cu sfințenia. Numai că începe amândouă cu S, atâta e tot. Dar n-au nimic în comun. De aceea vă spuneam că, cred că v-am spus altă dată, că eu mai ascultam Gator. Acum îi ascult mai puțin, cred că o și trecut anii. Dar îi ascultam video și intra mama. Mama zicea că să-i închid, că m-or vedea frață. Eu nu mai încercam să schimb stilul muzical al lui mama acum, dar am zis, lasă mamă că-i oprim, că-i butonul la noi și... Dar la ce credeți că se referea mama? De ce zâmbesc ăștia? Doar trebuie să fii serios, zice, cu Domnul. Dar ce înseamnă serios? Încrețit? Dumneavoastră ați vrea să aveți o soție de asta acasă, serioasă, în termenii ăștia? Să nu-i vezi dință niciodată numai la lună? Cine ar vrea? Da, un sfânt. Oameni care nu s-au desprins de trecut nu pot alerga înainte. Dacă n-ai nimic în față, n-ai înspre ce. Dacă n-ai țarina aia în care era comora, de ce te-ai duce să vinzi tot ce ai acasă să iei țarina? Că n-ai găsit comora încă. Dar dacă ai găsit-o, atunci ești dispus să lași tot în urmă. Să te arunci spre ce este înainte, spre premiu.
Dar ca să te poți arunca spre ce este înainte, trebuie să te desprinzi de trecut. Lasă-te, taie frânghile. Am citit că în marea recesiune din anii 30 din America, alcoolul a fost interzis cu desăvârșire și oamenii treceau peste lac dincolo ca să-și cumpere. Și doi bețivi s-au urcat țara într-o barcă și au văzlit până dimineața. Dimineața s-a făcut ziua, s-a trezit din beție și erau tot la mal. Nu dezlega barca. Unii văzlesc de ani buni și sunt tot acolo. Pentru că niciodată nu te-ai desprins de trecut. Ții minte data botezului, dar nu ții minte momentul în care ai plecat de la mal. E adevărat, marea s-ar putea să fie învolburată. Dar pornesc în navigarea asta împreună cu cel care îmi va da cununa, cu cel care îmi va da premiul, dragii mei. Așadar, când în seara asta eu te chem, vino te rog cu noi, cu adunarea asta, unii aleargă mai frumos, alții nu reușesc să alerge. Că știți cum zice Costache Ioanid? Zice, nu noi suntem calea sfântă, calea care duce în sus. Noi suntem doar călătorii. Însă calea e Iisus. Nu e o formă adevărul, nici în litere nu-i pus. Adevărul e o persoană. Adevărul e Iisus. Când te chem la alergare, mai întâi te chem să alergi pentru premiu. Nu pentru noi, nu de dragul nostru, nu dacă îți vom face noi ție pe plac, ci stabilește-ți ca deziderat final al alergării premiu. Însă ca să poți să începi alergarea, trebuie să te desprinzi de trecut, de aroganțele alea, de mândria aia. Un tânăr m-a întrebat undeva prin lumea asta, zice, frate Marcel, în toți anii dumneavoastră de îmblat așa, a venit cineva să mărturisească cu picat în păcatul mândriei? Am zis, nu, oare de ce? De mândru, i-am zis. De mândru. Nu, acum dacă nu te pocăiești în seara asta, în sensul că dacă nici premiul ceresc nu ți-a ajuns, ce mai mult? Ce poate fi mai mult decât premiul ceresc? Zice Pavel, eu pentru premiul ăla, chiar Hristos în sine, că spre premiul ăla, deși ne ducem spre el, avem o arbună a lui de aici, că Pavel zice că Hristos în noi, știți ce este? Nădejdea slavei, a premiului. El încă de pe aici, noi mergem prin viața veșnică, dar în același timp și spre ea, spre desăvârșirea ei, când vom auzi numele. Numele vor suna ceva de genul rob bun și credincios. Întotdeauna m-a fascinat ideea asta că dacă scrie rob bun și de succes, aveam o problemă unii. Dar scrie rob bun și credincios. Înseamnă că el va răsplăti credincioșia, nu succesul. Aș vrea toată oradea să o puteți aduce la picioarele Domnului. Așa am vrea. Dar nu știu dacă o să aveți succesul ăsta. Însă ce puteți face e să fiți credincioși în ce vă încredința Domnul să faceți. Ești corist? Fii credincios în asta. Ești predicator? Fii credincios în asta. Ești ușier? Că știți, predicatori tot mai găsim, ușier mai greu. Că e spre partea asta să dă buluc, așa, dar în spre ușii complicat. Prin anii 2000 am vrut să facem evangelizare, am anunțat eu detalii, ce și cum, și am zis, dacă are cineva, poate mi-o scăpa ceva, să puneți, să mai tăiați. S-a ridicat un frate și a zis, eu nu mai vreau la ușă. Dar cum așa, Petrică, i-am zis? Deci eu nu mai tăte predicile de prin hol, nu mai. Am zis, vreau să spun ceva din Biblie și dacă nici după ce-ți spun nu-i de ajuns, te eliberăm cu pace și har. Un om a plecat la Ierusalim să se închine, a plecat din Etiopia. A venit tot drumul până la Ierusalim și primul cu care s-a întâlnit la Ierusalim a fost ușierul. Până să vadă preoții cale lungă. Ușierul s-a uitat la el, a zis, vai, dar tu ești mulatru, a zis, dar tu nu poți intra în templu. N-ai vreun defect? Ba da, zice, sunt foame, no, e gata, zice, du-te acasă, da? O zice, du-te că avem librărie la templu, cumpără-ți o carte. Păi ce-mi recomandați? Cum să procepe? Păi ce-mi recomandați? Și dacă ai un ușier adevărat, eu nu zice, băi, aia ce vrei, lasă-mă, nu mă. O să te-au zis, uite, sulul cărții Isaia, ia-ți-l, cumpără-l și du-te în pace. Așa a vorbit ușerul cu el, că omul s-a apucat să citească. Când l-a ajuns Filip undeva jos spre Gaza, era citit 53 de capitole. Ați citit 53 de capitole acum, că suntem deja la finalul lunii. Eu zic să trageți tare că trebuia să fiți în Exod la jumătate. Că altfel nici anul ăsta nu citiți.
Și am zis, nu, Petrică, i-am zis la personajul nostru. Ce zici tu? Cui se datorează mântuirea famenului etiopian? Că ăsta nu sunt unii cu predicatorii. Înțelegi cât ești de valoros. De felul în care tu îi aduci pe oamenii înăuntru, atârnă mântuirea lor. Așa că eu aș zice să accept slujirea cu bucurie. Nu mai vrut să o dea nici când am vrut să le liberăm. Renunțarea alergării. Rațiune și apoi să rup din păcatele tale, din pretențiile tale, din aroganța ta, să te desprinzi și să începi să mergi. Unde te-a așezat Dumnezeu, fii credincios? Ați fi dispus să renunțați? Nu la ceva, la tot. Credeți că se merită? Se merită când rațiunea alergării premiu. Noi nu vrem să facem în seara asta penticostale autentici, dragii mei, ci creștini autentici. Apoi te vei lipi de o comunitate. Dacă ai venit aici, poate că te vei lipi aici. Sau te vei lipi de o altă comunitate care are aceeași rațiune a alergării premiu, care e dispusă să renunțe la legături. Și am numai ceva să vă mai amintesc, ne trebuie rânduieli. Astea nu ne plac. Noi traversăm, suntem o generație la care regulile nu ne plac. Ați văzut copiii dumneavoastră, vezi, vor să facă regulile în școală. Sunt copii în comitetul de conducere a școlii și ei așa vor, e ora pe lungă. Noi suntem stresați. Să stăm atât, așa, așa, nu știm, o zi, și să stăm degeaba. Mai deasă pauzele, prea multe materii. Unde ați mai văzut dumneavoastră o instituție în care angajatul face regula? La dumneavoastră, la liceu, frate Alpozan, depun părinții petiții de genul ăsta. Domnule, lasă-ne că noi... Aici ați rânduieli. Dar spuneți-mi, cine e îndreptățit să facă regulile alergării? Nu cel ce dă cunună. Păi dacă cununa și premiul meu dă el, poți cine să facă regula? Și care-s rânduielile, dragii mei? Pavel va spune un lucru extraordinar, zice, vreau să las toate jos și să fiu găsit în el, zice, în 3:9, nu având o neprihănire a mea. Adică aia care mi-o pot câștiga prin ce fac eu, ci să las pe Hristos să mă îmbrace cu neprihănirea Lui, că e o rânduială aici. Numai neprihănirea Lui e suficientă. Cum zice poetul în poezia asta celebră, zice, nu doar soldaților prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor, dar tu n-o porți. Și fără ea, toți suntem morți, și eu, și tu. Azi el te întreabă, da sau nu, ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost salvat. Eu am spus da, dar tu, că dacă nu recunoști în seara asta că ești vinovat, nu primești haina neprihănirii lui, că aici e o rânduială. Aici nu mergem fiecare cu mantia noastră, cu haina noastră. Rânduiala e că numai neprihănirea lui e de ajuns. În Isaia 53:5, cu ceva ani în urmă am fost invitat la un concert de colinde într-o casă de cultură și am predicat acolo după ce au cântat fanfare și coruri într-un oraș în Transilvania și am ieșit în holuri, am schimbat impresia, am socializat un pic și a venit un domn la mine extrem de iritat. Mi-a spus, la noi aici în zonă e un punct de pelerinaj național. Aici într-o singură zi vara vin zeci de mii de oameni, într-o zi. Drumul spre punctul apoteotic al închinării se face pe cote și pe genunchi, pe un drum pavat cu piatră cubică, parțial cu griblură. Eu am făcut drumul ăla, domnule, mi-a zis. Antebrațul, tot tibia, laba, piciorului, toate mi-au fost numai sânge. Și acum te-ai trezit dumneata să vii seara asta să spui că totul e în zadar? Eu am vorbit foarte încet cu el, dar el o striga foarte tare. Și s-a adunat lumea lângă noi. I-am spus fratelui care m-a dus cu mașina, du-te în mașină și adun Biblia înapoi, că vreau să-i citesc ceva domnului ăsta. Și iată ce am citit. El care e cununa noastră, el care va fi finalitatea alergării noastre, când îl vom vedea așa cum este. El
care ne ajută să ne desprindem corăbile de la mal. Ne deslegăm de toate de dragul premiului și începem să ne ducem, dar ne ducem după niște rânduieli. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și iată ce vroiam să-i citesc omului ăstuia. Și prin rănile lui, Domnule, nu prin rănile dumneavoastră. Aici sunt niște rânduieli. Nimeni nu poate fi iertat, spălat, curățit, transformat prin rănile lui, numai prin rănile Hristosului lui Dumnezeu. Când te chemăm în seara asta, nu te chemăm așa la o alergare haotică, alergăm după niște rânduieli. Adică în momentul în care începe alergarea, aș pune haina neprihănirii peste mine și zice, bagă de seamă să o păstrez curată până la capăt, că pierzi premiu. 3.000 de oameni cel puțin au venit la Petru la Rusalii și au zis, fraților, ce să facem? Care vrem să ne angrenăm în alergarea asta, care-i rânduiala? Și apostolul Petru zice, pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus, apoi, conform făgăduinței, veți primi darul Sfântului Duh. Adică să vă muta Dumnezeu în voi, că de la Rusalii încoace am devenit chivot. Suntem un templu ambulant, peste tot pe unde ajungem e templu. De aia trebuie să... Nu cred în Maria din biserică și în Shakira de afară. Nu cred. Că Sfântul de aici trebuie să fie Sfânt și la muncă și în trafic și acolo și dincolo. De ce? Că e templu. Evreul intra în templu și apoi pleca acasă. Dar noi am devenit temple. Ne locuiește Dumnezeu. Dumnezeu zice pe scara asta de bloc, observ că eu am venit cu împărăția, cu toată împărăția aici prin tine. Vezi să fie o manifestare a împărăției. Rănile lui. Și Petru ne zice celor de la Rusalii, dacă faceți asta, asta e rânduiala alergării. Că uitați-vă ce zice Luca 9:23. Zice, dacă vrea cineva să vină după mine, nu mai comentăm acum, dar de ce să mergem după tine? Cine ești tu? Nu mă dați înapoi să vedeți în Luca 9:18, că-i tocmai întrebarea asta, cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru va avea revelația aceea, tu ești Hristosul. Adică tu ești unsul, tu ești Mesia. Tu ești cel ce speli mielul care ridică păcatul lumii din Ioan 1:29. Dacă vrea cineva să vină după mine pentru cine sunt, nu pentru ce dau, pentru cine sunt, atunci nu poate decide cum vine. La Domnul poate veni în principiu oricine, oricând, dar nu poate veni oricum. La Domnul venim în termenii Lui, că sunt condiții pe drum. Adică n-am putut să le spun participaților la trafic, dați-vă deoparte că vin eu, că eu trebuie să mă duc la Betel, la Oradea și așa sunt întârziat. Ăia mi-ar fi zis, băi, dragul meu, să merge pe partea dreaptă în principiu. Să merge cu o viteză maximă și poate că și minimă trebuie stabilită. Pentru unii trebuie stabilită, sigur. Că dacă eu sunt spatele lor, e clar că zic, Doamne, de ce nu pui o viteză minimă? Îți niște rânduieli. Cum vă puteți imagina că după Domnul putem alerga cum vrem? Au apărut tot felul de mișcări, tot felul de centre, dragii mei, care de care mai periferice, dar așa le zice centru, nu știu de unde vine asta. Și acolo, de obicei, predomină haosul. Acolo zice, în sfârșit mi-am găsit liniștea, nu-mi zice nimeni cum să vin, cum să mă îmbrăc, cum să cânt, cum să fac, numai aici, zice, e lumea mea. Nu, atunci nu ești unde trebuie. Că dacă vrea cineva să vină după Domnul, zice că să se lepede de sine, zice, dar nu ce să vede, zice, nu ce să vede, zice că inima, dar păi noi vedem inima în afară, că doar paharul cu cei plin. Deci să nu credeți vorba asta că e numai românească, zice, e rău de gură, dar e bun la suflet, e numai românește asta, nu-i dumnezeiește, că din inimă ies toate lucrurile. Noi acum, seara asta s-a terminat, am vrea o alergare încununată. Bagă seama că anul ăsta, cum cântă Amalia Decean într-o piceasnă bisericească, anul ăsta poate pleci și tu, iubite frate. Vezi zilele cum le petreci, ca acolo pe unde pleci, vei fi întrebat de toate. Ai fi vrut atunci să fii alergat, rupt de trecut, de le-ai târât după tine.
Noi nu știm ce faci tu nascuns, dar Dumnezeu știe. Că totul e gol și descoperit înaintea celuia cu care avem de-a face. Când dă premiu, nu dă pe baza ceea ce am văzut noi, ci pe baza ceea ce știe El. Doi, ca să capeți premiu, trebuie să te desprinzi de trecut. Vezi că nu-i de ajuns să cânți în grupul de laudă și închinare, nu fac nicio aluzie, că nu cunosc chiar pe nimeni. O situație ipotetică. Nu-i de ajuns să mergi la biserică. Dezleagă-ți corabia, dezleagă-ți barca. Uită-te la tine cum arăți după un an, doi ani, zece ani. Vezi că vâzlești de ani și ani și ești tot aici. Întreabă-te de ce. Ori nu vezi nimic în față, ori nu te-ai desprins de trecut. În mod normal, oamenii care umblă cu El sunt transformați în asemănarea cu El. Noi am avut la Nepos oameni cu 78 de ani de căsătorie. La 100 de ani i-am înmormântat. Îs bătrânii ăia, noi suntem un produs al credincioșiei lor astăzi. Nu știau predica, când mă puneam pe genunchi să oprea cântarea. Dar atâta umblau de plenar cu Dumnezeu, că îl simțeai pe Dumnezeu gros printre ei când te mișcai. Azi au murit, avem cântăreți, grupuri de toate felurile. Da, parcă am vrea să ne atingem pe aici, pe acolo de El, ca să mai avem vlagă noi și noi. Nu că-s tineri, rânduierile-s problema. Mă rog în seara asta, dacă cineva vrea să înceapă alergarea asta, ascultă-mă. Lucrurile astea, regulile astea sunt imperative, prin definiție o regulă imperativă. Te rog în seara asta, nu pleca de aici. Noi mai stăm câteva minute, ne mișcăm pe aici. Poate că ești un pocăit de mulți ani aici. Tu știi că nu vezi, n-ai nimic înainte. Vedeți ceva înainte? Când îți pui mâna strașină să spui acolo merg, mi-am fixat privirea. Doamne, orice s-ar întâmpla, vreau să finalizez alergarea, dar m-am desprins de trecut. S-ar putea să fii legat în păcate mizerabile, vicii ticăloase care te țin la mal, ai vrea malul celălalt, dar ești foarte legat de malul ăsta. Niciun om nu se poate desprinde singur. Zice Coloseni 1 cu 13 că El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Au zis că întunericul e o realitate obiectivă care ne leagă, ne robește. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Și după ce ne-a dezlegat, au zis, nu, acum începe să alergi. Și Pavel când a ajuns la capăt, a zis, de atunci, din fapte nouă, a zis, eu tot am alergat cu privire acasă, după reguli. După reguli. Regulile nu sunt o problemă, s-ar putea să aveți o problemă cu asta, că cineva mi-a zis că negațiile nu sunt sănătoase în creșterea copiilor și am zis, eu nu știu, că părintele veșniciilor atâtea negații are în regulamentul de creștere a copiilor. Cum psihologii ăștia, psihologia seculară o depistat că nu-i bine să-i spun la copil că, băi, nu-i bine, nu-i corect să te urci pe masă. Dar cum să-i spun, am zis? Ce să-i zic? Păi spuneți-i să umble pe jos, dar păi de pe jos să urca pe masă. Dacă părintele veșniciilor zice, vezi să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, o apăru niște deștepți. Negația zice, vezi că îl modifică structural, îi strică personalitatea, păi încă nu are. Acum pun un țăruș lângă el ca să crească drept. Și țărușul-i numit disciplină. Mi-a plăcut o chestie la fratele Virgil Neagu, eram la el la evangelizare, doi copii din 200 câți cântau un cor, o ieși să bea apă. O venit cu câte un păhărel de unică. Și fratele Virgil Neagu, care e general, a fost greu să suporte asta. Dar și eu am crezut că exagerează, dar când o dat un exemplu, m-am cumințit. O zis, luați încă, ce s-a întâmplat? O zis, ce ați mâncat aseară? Înainte de a veni la biserică, de vă trebuie apă. Și unde sunt oamenii de ordine? Eu zic, nu înțeleg. Luați în calcul următorul scenariu, că la 200 de aici ne-ar fi fost sete ca vouă. Ce s-ar fi întâmplat? Să vezi, vreo 200 ieșim prin hol, stând la un rând, intrat pe stradă, acolo, stăm la apă. Și el spunea o chestie, zice, apă la biserică bea omul care i s-a făcut rău, nu omul la care i sete, el la care i sete bea acasă. Nu știm dacă ne mai vedem.
Dar e extrem de important să stabiliți care e regula jocului. După rânduieli putem alerga. Și rânduielile, zice Domnul, oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Acum, mi se pare normal rânduielile să le facă El. Creștinismul clasic, așa, creștinismul istoric a formulat o idee cum că toate religiile vor ajunge la Dumnezeu, că Dumnezeu e într-un vârf de munte și religiile toate sunt la poalele muntelui, la circumferința muntelui și toate urcă pe cărări diferite, dar într-un târziu toate vor ajunge la Dumnezeu. În filozofie există o afirmație care spune că adevărul e totdeauna logic, dar nu tot ce e logic e adevărat. Așa că te uiți la imaginea asta creștinismului. E logică cu religiile la poalele muntelui, te urcă și ajung la Dumnezeu. E logic. E adevărat? Nu. De ce? Odată că Dumnezeu nu intră în vârf de munte. În al doilea rând, o zis Domnul că spre El e numai o cale și sunt numai anumite rânduieli, anumite reguli. Ce vă doresc în 2024? Rațiunea alergării să fie premiu. Renunțarea alergării să fie lumea. Rânduiala sau regula alergării să fie aia stabilită de cel ce împarte cunună. Cine plătește, ăla stabilește regula. Mi se pare normal. Vă rog, într-o lume a haosului, să vă conformați. Dacă vrea cineva să vină după mine, zice Domnul, atunci să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă cineva vrea chiar din seara asta, numai spune cuiva de aici, nu vă putem mântui pe niciunul, dar pentru toți ne putem ruga. Pentru toți ne putem ruga și facem cu bucurie asta. Așadar, ce să vă doresc așa într-o propoziție? O alergare încoronată. O alergare încoronată. Și dacă ziua premierii sau seara premierii ar fi acum sau mâine, mă rog, Doamne, cum ne vedem aici, să ne putem vedea la porțile eternității, ascultând cel mai extraordinar mesaj, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului, așa să ne audă și așa să ne ajute Dumnezeu la toți. Amin. Amin. Amin.